Despre subiectul pe care îl vom trata în acest video nu am discutat niciodată pe acest canal, dar poate ar trebui să o facem. Haideți să vă povestesc încă una dintr-un ciclu de... nesfârșit în România, despre actele și taxele și chestiile pe care ar trebui să le poți rezolva online în relația cu statul și din anumite motive nu se întâmplă așa. Preferăm să nu atacăm prea des astfel de subiecte din două motive. Unu, pentru că încercăm să rămânem focusați pe tech, pe progres, pe chestiile pozitive și spectaculoase din acest domeniu și doi, pentru că de subiectele astea este sătulă mai toată lumea în țara asta, pentru că le trăim fiecare dintre noi pe propria piele prea des. În plus, există destule publicații care le tratează, de obicei prost. Cu câteva zile în urmă am avut nevoie să deschid un cont în dolar la o bancă. Mi-a luat exact 30 de secunde, direct din aplicație. Cu toate cele, perfect și imediat funcțional. Nu dau numele băncii, nu vreau să fac nimănui reclamă pe gratis, deși ăștia chiar ar merita. Într-un fel nu-i nimic grozav în toată chestia asta, dar mie mi-a scutit drumuri, nervi, stat la cozi, verificări și așa mai departe. Adică fix chestiile cu care m-am confruntat câteva zile mai târziu. Am avut de scos un rahat de extras dintr-un registru de la o judecătorie de sector, în București, capitala României, în 2019. Adică același an în care comuniștii de chinezi trimit provăre pe lună și companiile private pun sateliți în spațiu și aprovizionează International Space Station și Revolut și Apple și Google și Garmin Pay. Bun, intru pe net ca tot omul modern în 2019 să văd ce hârtii îmi trebuie, ce plătesc, unde și așa mai departe. Site-ul era, cum să vă explic, Hiroshima după bombardament, un talmeș balmeș de informații prost structurate și prezentate pe un blat realizat din punct de vedere programare și design de un copil corigent de clasa 3 -a în anii 90. Dar trecem peste, oricum nu aveam mare așteptări la acest capitol. Din clic în clic am descoperit într-un fund de site ceea ce mă interesa pe mine. Bineînțeles era neactualizat. Asta am descoperit abia după aceea, dar să revenim. După ce mi-am făcut o vagă documentare, atât cât mi-a permis interfața online cu cetățenii, am pornit vitejește spre trezoreria musai de sector. Și înainte să-mi spuneți că puteam să fac plata online, aflați că extrasul de cont, dovada plății către trezorerie, nu este valabil în ochii funcționarului de la judecătorie. Trebuie să fie chitanță, cu ștampilă și semnătură cum că ai plătit banii respectiv la trezo. Și ce? la respectiva trezorerie de sector, evident nu se putea plăti cu cardul. M-am plimbat un pic neintenționat, am mai luat o gură de aer poluat și am scos cei 75 de lei de la bancomat. M-am întors frumușel la Trezo, am plătit și cu chitanța în dinți am fugit la judecătorie. Ți apă fraiere că nu era program cu publicul. Poftim? am bătut totuși la ușa respectivă, deja ușor exasperat, și am dat peste o funcționară care da, mi-a confirmat că nu este în ziua aia la ora aia, adică vineri ora 10 dimineața, parcă se lucrează totuși în restul locurilor de muncă și vineri la ora aia. Adică nu era program cu publicul. Păi când e, zic eu, un crezător, la care ea răspunde: Marți și joi, de la 10 la 12. Hă! Pe păi atunci eu sunt un retardat, dat fiindcă la zonă avem și zile când programul este 8 dimineața, 11 noaptea. Nice! Vreau și eu program de la. Zic, bun, dați-mi o soluție să depun acte online, ceva, un site pe care să urc un rahat de cerere și o chitanță scanată. Nu se poate, zice ea. Veniți marți la 10, chiar pe la 9.30, poate aveți noroc. Remarcați-o pe asta cu norocul. Bine, așa să fie. Marți dimineață, de parcă n-aveam ceva mai bun de făcut, o tulesc ca din praștie spre judecătorie. De ce atâta grabă? Simplu, pentru că la 11 aveam o altă treabă importantă, așa că mi-am făcut calculele în funcție de birocrație și funcționari nesimțiți. S-ar fi putut foarte bine să nu mi-ajungă o oră-două ținând cont și de trafic. Și la 9.30 mă prezint la ghișet și doamna respectivă mă invita apăsat să ies din birou pentru că programul cu publicul începe, da, la 10. Ia mă așez cu minte pe lângă niște cutii cu dosare și aștept, citind pe telefon, să se facă 10. Intru, pun triumfător cererea și chitanța pe masă și apă fraiere. Chitanța aia plătită la trezorerie era pentru un alt curs al respectivului demers, prin Ministerul Justiției, unde dura și mai mult. No, vă duceți la cec, e aici aproape, câteva sute de metri și plătiți o taxă de timbru de 5 lei și vă întoarceți. A, ah, și ziceți mersi dacă vi se eliberează tot azi. M-a certat, ce să zic? Vezi, așa e când veniți nepregătiți și n-aveți actele în ordine. F -a -a, asta a fost replica mea. Bine, ea s-a întâmplat în gând că doar nu era să-mi compromit șansele de a primi hârtia în aceeași zi. Deci m-am avântat la CEC, altă instituție de mare respirație modernă, dar măcar au băgat bonuri de ordine și cu prețioasa chitanță din nou în dinți m-am returnat la judecătorie unde între timp se făcuse ghici -ce coadă. Și calculele mele s-au dovedit corecte. Gata să ratez întâlnirea importantă de la 11. Uite, altă chestie tare. Voi ați văzut câtă hârtie consumă ăștia pentru un căcat de chitanță de 2 lei? Gen, ai de plătit 2 lei pentru nu știu ce. Bun, și se apucă aia sau ăla, ca să nu discriminăm pe nimeni, dar de obicei aia, să-ți printeze 7 chitanțe cu 10 dovezi și 5 facturi de te gândești că a defrișat tot făgărașul ca să-ți furnizeze actele doveditoare că ai plătit ăia 2 lei. Pe bune? Dacă nu mă credeți, duceți-vă la o administrație financiară sau la poștă. Nu sunt un ecologist de ăsta hardcore, extremist, dar mă deranjează atunci când văd risipa asta de hârtie și toner. Bine, mai sunt și locuri din alea în care imprimanta cu ace e la mare putere. Bă, și râși găia jumătate de oră până îți scoate o țidulă. Bă, fi la a dracului, trăim în epoca în care am atâta spațiu de stocare pe telefonul din buzunar că pot să bag în el toată arhiva anafului. Nu mai zic că într-un server bine garnisit cu harduri de câțiva tera fiecare, intră ce vrei tu. Uite, pe garaj un tera 180 de lei, 5 tera 600 de lei. Bă, oameni buni, păi cu câtă hârtie și toner consumă ăștia pe zi, îți iei stocare pentru boeră geologică. Unde credeți că ajung hârtiile astea? După ce ți-ai făcut treaba, la coșul de gunoi, evident. Asta una, că faci risipă de resurse și produci tone de deșeuri în loc să informatizezi cu adevărat sistemul, nu tot din gură. Și nu pe bucăți firar al dracului și să-l centralizezi. Băi nene, avem noi la birou un rahat de aplicație, un fel de planner în care centralizăm ceea ce lucrăm, ce trimitem și așa mai departe. Știu, nu sunt imbecil, sigur că astea sensibile de la stat au nevoie de alt nivel de organizare și protecție. Bă, dar cred că se poate. Sigur, nu vreau să exagerez. Și la alții e de căcat, nu doar la noi. Uite, de exemplu, la italieni. Am luat o amendă de circulație vara asta, care a dracului nu se putea plăti decât la poștă. La poșta lor. Unde într-o zi oarecare, gen miercuri dimineață, am avut în fața mea 36 de persoane, pe bonuri de ordine. Și la fiecare dura măcar 4-5 minute. Deci am stat o oră și jumătate, două, într-o mare căldură și aglomerație pentru o amendă de 20 de euro. Bă, te ia capul. Dar faptul că ăia sunt idioți nu ar trebui în niciun caz să însemne o scuză pentru ăștia. Revenind, un alt argument al sistemului este, păi, bă, am făcut, uite la pașapoarte, uite la permise, Pasta nu vreau să o aud. Nu mă încălzește cu nimic că absolut punctual anumite chestii merg. Foarte bine că merg, să fie sănătoși. Dar dacă alelalte grămadă nu merg, atunci tot de căcat este că doar treaba mea nu se rezumă doar la pașapoarte și permise. Și bă, și ăștia din așa zisele domenii care merg, faceți dracului ceva cu site-urile alea, că au niște interfețe de toată jena, așa cum spuneam, de anii 90 cel mult. Dar vezi tu, depinde cine câștigă licitația, pe bune sau nu, cine a dat cel mai mic preț și așa mai departe. Când dracul cel mai ieftin produs a fost și bun? Niciodată. Așa că hai să mai schimbăm un pic criteriile licitațiilor, că degeaba ai cumpărat tu de la cel mai ieftin furnizor ca să te acoperi și să nu te tragă nimeni la răspundere, dacă ce a făcut ăla este atât de prost și de stângaci încât abia reușește cetățeanul să se folosească de respectiva resursă. Uitați-vă și voi la app-uri și softuri banale pe care le folosiți și voi pe telefoanele personale. N-ați vrea ca și aplicația de la muncă să meargă și să arate așa, Revenind la asta, cu serviciile care merg. Ok, merg, dar e la fel ca la autostrăzi. Ai făcut un petic de 5 km, mai bun decât pista de Formula 1 de la Dubai, dar e un petic. Cu ce p***a mă încălzește pe mine dacă ăla nu se leagă cu nimic, cu restul sistemului? Și dacă după el vin 50 de km de hârtoape pe o bandă? Fix așa este și cu peticele informatizate din sistem. Ți se mai spune, ai răbdare, nu se poate rezolva de pe azi pe mâine. Păi da, bă, așa e, dar au trecut deja 30 de ani. Cât să mai avem răbdare? La fel și cu șoselele. În țara cu una dintre cele mai bune conexiuni la net din lume. Ei acum dracu au reușit? A, sunt privați. Păi atunci privatizați dracului și judecătoria, zic. Bine, să nu le dăm idei, asta nu ar trebui să se întâmple, că cine știe cu eu vând și pe aia. De fapt, ce vorbesc eu aici? Aia probabil e vândută deja. În fine, lăsând gluma deoparte, să mai discutăm un pic despre asta cu centralizarea se ajunge la situații criminale la propriu, cum s-a și întâmplat, în care stânga nu știe ce face dreapta, că de, n-au o bază de date centralizată cu infractorii și atunci cum căcat să faci legătura între două cazuri diferite, dar care au multe în comun? Sau mai banalele situații în care tu plătești o amendă de rovinietă pentru altul, deși tu ai radiat mașina cu câțiva ani. Dar vezi, ăia care ar trebui să știe asta nu știu, pentru că nu au acces în baza de date a ălorlalți. Da, a pățit și sora mea și prieteni de ei mei și știți ce li s-a spus? Dați în judecată și vă recuperați prejudiciul. Nu ar trebui ca tonele de hârtie pe care mi le-ai printat ca dovadă când am radiat mașina, adică alea nu sunt suficiente? Adică tot eu trebuie să mă duc în instanță pentru a recupera ăia 250 de lei? Ești prost? Și atunci omul plătește că zice pentru 250 de lei nu mă mai duc la dracu cu cărți, adică la judecătoria de care ține amenda respectivă. Așa merge treaba. Dar situația în care ai deplătit plătit eu știu ce că ca de amendă sau datorie la stat de 2 lei de care habar n -ai, și aia îți blochează conturile. Pasta o știți? Băi, atunci ai dracului, știu exact ce conturi ai, câte, la ce bănci și ți le blochează pe toate. Am pățit asta anul trecut pentru nu știu ce restanță de plătit, dracu s -o ia, că nici nu mai știu ce rahat nesemnificativ era, ceva gen 150 de lei, trei conturi personale blocate și apoi suma trasă din toate trei. Și apucă-te tată și sună la toate băncile și chinuie-te să recuperezi banii aia amărâți. Adică să te ardă de ce datorezi, imediat se mobilizează. Când e să dea înapoi, mai greu ceană. Bun, și acum lăsându-le deoparte pe astea că n-au calculatoare, resurse, baze de date, că nu și asumă nimeni răspunderea. Bă, dar mulți sunt și nesimțiți maxim pe deasupra. Nu generalizezi, dar ai văzut cum se uită unii funcționari la tine? Ca la o nevertebrată cu care parcă nu vor să aibă de-a face. Cu scârb așa, cu plictiseală maximă, deci vine să zici, iertați-mă că vă respira aerul, că vă încurc. Bă, ăla de acolo e pus să te servească, să te rezolve. Nu, îl inoportunezi. Ar fi de povestit pe tema asta atâtea videouri, câte episoade avea tânăr și neliniștit. Dar hai să nu ne mai amărâm aiurea. Ideea este că trebuie să vorbim despre lucrurile astea și despre faptul că tehnologia trebuie să-și facă loc în sistemul de stat. Și nu doar la nivel declarativ, ci pe bune și full scale. Iar noi nu trebuie să mai tolerăm căcaturi de genul ăsta atunci când ele nu sunt justificate. Gen, vin-o marți că azi n-am chef. Mă doare în Ești plătit pentru asta. Dacă ești plătit prost, atunci du-te și dă cu cop în vest. Nu te obligă nimeni să stai aici și să fii nesimțit. Se tot zice că marea problemă a acestei țări este corupția. Băi, eu încep să cred că sunt prostia și incompetența. Și acum, întrebarea cheie, referitor la povestea mea recentă. Băi, am obținut hârtia? Da. Și mă întreb... Oare ar trebui să mă bucur? Credeți-mă, sunt exact opusul senzaționalistului care vede și caută scandal în orice. Încerc mereu să văd ambele fețe ale situației și tocmai de aia am să spun că da, sunt zone în administrația publică unde s-au făcut progrese. Ok. Poți depune acte online și plăti diverse dări, amenzi și taxe, mai ales când e vorba de colectat ce datorezi Sfântului Stat. Și da, există și funcționari de treabă, muncitori, care sunt mult prea puțini pentru volumul de muncă pe care l-au zilnic și prea prost plătiți. Dar eu m-am întors în acea marți 30 de ani în timp, într-o lume în care online-ul este doar o vorbă goală, o lume populată de funcționari nesimțiți, înțepeniți într-o mentalitate care îi plasează mult deasupra ta, Truditor și tu la rândul tău, care pe deasupra le mai și plătește salariile. Dacă ați fi văzut ce importantă ieșea doamna aia cu brațul plin de dosare, ok, nu este cel mai vesel topic, aș spune din potrivă. Unii vor zice în comentarii că sunt frustrat. Da bă, sunt, pentru că m-am săturat de indolență, de nesimțire și de prostie. Și dacă tăcem, astea vor deveni o permanență, cum de altfel au și devenit. Evident, așteptăm propriile voastre întâmplări, sunt convins, absolut halucinante, în secțiunea de comentarii. Așa, să ne enervăm. Dar primul pas în a îndrepta lucrurile este să le scoatem la lumină. Și ca o comunitate adevărată, așa cum începem să fim aici, pe acest canal, să încercăm să le rezolvăm împreună. Gen, cine știe, poate altcineva în comentarii are o soluție pentru speța ta. Îmi pare rău că vă amărăsc cu astfel de subiecte, dar trebuie să scuturăm rahatul că a ajuns greu de suportat. Dacă v-a interesat sau v-a stârnit acest subiect, abonați-vă pe acest canal și promit că vom încerca să nu îndoim spinarea și nici să nu îndulcim lucrurile. Baftă tuturor în relația cu autoritățile. Relație care pare a fi mai degrabă un soi de luptă.